Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii august. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii august parcursul, deoarece acestea sunt destul de numeroase și de semnificative. De asemenea, vreau să vă îndrum să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale, asta în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care îmi lăsați comentarii frumoase, tuturor celor cărora mă susțineți și care sunteți alături de mine lună de lună. De asemenea, pentru cei dintre voi care sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă urez bun venit și vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie, dar și pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro, unde veți găsi și toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi la secțiunea magazin și unde vă invit să studiați, să prospectați puțin această secțiune a site-ului, deoarece acolo veți găsi practic modalitățile prin care vă puteți cunoaște mai bine, modalitățile prin care puteți afla care sunt predispozițiile din această existență, modul în care ar trebui să se desfășoare actuala viață, caracteristici specifice destinului vostru, karma cu care ați venit, bagajul karmic cu care ați venit, predispoziții ce au legătură cu sănătatea, cu viața sentimentală, cu cariera, dar și cu relațiile parteneriale. Așadar, este importantă astrologia în viața noastră pentru că ea ne ajută să găsim acele răspunsuri pe care le căutăm cu siguranță fiecare dintre noi atunci când suntem în căutarea sensului vieții. Așadar, dragii mei, rămâneți-mi aproape în cele ce urmează să vedem ce aduce luna august. Vă pup! Bine v-am regăsit, dragi nativi ai zodiei Taur, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii august. Așa cum v-am obișnuit, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Vă invit așadar să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii august parcursul. Dragilor, înainte de a începe periplul prin luna august, vreau să vă reamintesc următorul aspect. Că de la mijlocul lunii iulie, axa nodurilor lunare, care s-a aflat în semnul vostru și al semnului opus vouă, respectiv scorpionul, se mută pe axa berbec-balanță. Așadar, această axă formată din nodul nord și nodul sud, nodul nord care a stat în semnul vostru zodiacal mai bine de un an și jumătate și nodul sud care a stat în zodia scorpionului, acum acestea se mută la vecinii voștri. Sper din suflet că ați reușit să beneficiați, că ați reușit să exploatați la maximum energia acestor noduri lunare și că în tot acest interval de timp, împreună cu energia planetei Uranus, ați reușit să aduceți schimbarea în viețile voastre, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Dacă nu ați reușit să faceți toate aceste lucruri, sper din suflet măcar că ați conștientizat ce anume aveți de făcut în acest sens pentru a vă îmbunătăți existența.
Iar pentru cei dintre voi care nu ați reușit să faceți nici acest lucru, îmi pare rău, pentru că energia acestor noduri lunare este una extrem de benefică. Nu este în schimb totul pierdut, pentru că încă îl aveți pe Uranus în semnul vostru zodiacal, care vă împinge către schimbare, care vă ajută să vă uitați înspre viitor și să beneficiați de curajul necesar pentru a aduce acele ajustări în viața voastră de care aveți mare nevoie. De asemenea, această axă a nodurilor lunare are ca scop reglarea bagajului karmic, adică nodul sud, care a fost în zodia Scorpion, a reprezentat bagajul karmic, iar nodul nord din semnul vostru a reprezentat direcția în care a fost și este benefic încă să vă îndreptați pentru a vă regla din punct de vedere karmic, pentru a vă îndeplini scopul și menirea din această existență. Așadar, aceste energii extrem de benefice nouă, benefice evoluției noastre, se mută pe axa relațiilor. Axa Taur-Scorpion ne-a vorbit despre obținerea stabilității atât materiale cât și emoționale, despre obținerea unui echilibru și a unei armonii în planul acesta concret al vieții, în a ne tempera partea de posesivitate, de gelozie, de atașamente, de legătură cu trecutul, da? Două semne fixe, și Taurul și Scorpionul, care ne-au ancorat la emoții. Taurul semn de pământ, Scorpionul semn de apă. Deci tot acest ping-pong între emoție și plan concret, plan fizic, plăceri fizice, confort fizic, da? Deci toate acestea au avut ca scop așezarea noastră, iar de la mijlocul lunii iulie, când această axă se mută pe direcția Berbec-Balanță, atenția noastră se va muta înspre relații. Atât relația cu noi înșine, cât și relațiile parteneriale, atât ele profesionale, cât și personale. Bun? Așa că, dragii mei, pentru voi, finalul, partea a doua a lunii iulie, are ca scop această tranziție, iar începutul lunii august pentru voi este cumva împărțit și împarte atenția între sfera transformărilor profunde din viața voastră, a modului în care vă administrați planul financiar, a modului în care vă raportați la intimitatea voastră, dar și atenție pe planul parteneriatelor, fie ele profesionale, fie ele amoroase, dar parteneriate de lungă durată, căsnicii sau colaborări de lungă durată, afaceri și așa mai departe. Ei bine, Uranus vă ajută să mișcați lucrurile, El de multe ori aduce schimbări bruște în viețile noastre, aduce contexte inedite, contexte ieșite din comun, care să ne scoată din zona de confort, astfel încât noi să putem progresa, bineînțeles. Așadar, în planul acesta al intimității, al subiectelor tabu din viața voastră, pot apărea anumite schimbări, pot ieși la suprafață, atenție, pot ieși la suprafață anumite secrete, pot ieși la suprafață anumite chestiuni ascunse din viața voastră, din planul acesta intim, iar acestea vă pot afecta sfera profesională, partea aceasta socioprofesională. Poate că, nu știu, au existat anumite legături amoroase la locul de muncă. Poate au existat anumite flirturi între voi și subalternii voștri sau superiorii voștri, după caz, bineînțeles. Poate au existat anumite relații ascunse, care acum pot ieși la suprafață și vă pot dezechilibra puțin imaginea aceasta publică pe care o aveți, da, în planul vieții voastre socioprofesionale. Poate că a venit momentul să se întâmple acest lucru tocmai pentru ca voi să vă asumați responsabilitatea propriilor acțiuni, pentru a deveni mult mai maturi, mult mai sinceri, mai onești, mai transparenți, să acordați o atenție mai mare calității relațiilor pe care le formați cu cei din jurul vostru
și a modului în care selectați persoanele cu care sau de care vă apropiați. Poate că modul acesta al vostru venusian de a flirta, de a vă lua confirmările de la persoanele de sex opus din anturajul vostru, vă pot crea la un moment dat contexte destul de nepotrivite, da? Care să vă pună într-o lumină ceva mai nefavorabilă. Așa că mare atenție la începutul lunii, pentru că, într-adevăr, se pot descoperi anumite chestiuni care sau de care voi credeți că ați uitat sau s-au uitat în jurul vostru, iar acestea își vor găsi cumva calea să iasă la suprafață. Dacă se întâmplă acest lucru, bineînțeles, nu este musai necesar, da? Pot exista. Pentru cei dintre voi care vă știți cumva cu musca pe căciulă. Pentru aceștia dintre voi, sfatul meu este să încercați. Dacă simțiți cumva că lucrurile ar putea ieși la suprafață într-un mod, cum să spun, nefavorabil, încercați pe cât posibil ca voi să vă asumați de dinainte aceste lucruri, să încercați să le recunoașteți sau să vorbiți cu persoanele care pot fi afectate de acest context, cu persoanele din jurul vostru. Încercați chiar să discutați cu persoana cu care ați fost implicați într-o astfel de relație, tocmai pentru a regla partea aceasta de resentimente, de frustrări, da? Care a făcut ca lucrurile poate să iasă la suprafață așa cum nu v-ați fi dorit. Deci, mare atenție pe chestiunile ascunse care au legătură cu interese ascunse, cu partea de sexualitate gestionată greșit, direcționată greșit, cu faptul că poate v-ați urmat un interes propriu în momentul în care v-ați apropiat de persoana respectivă, poate v-ați folosit de acea persoană ca să ascensionați din punct de vedere profesional, poate v-ați folosit de acea persoană ca să obțineți anumite avantaje din punct de vedere profesional. Deci mare atenție, pentru că acum lucrurile, știți, există această lege a karmei, da? Dacă vă știți că ați procedat așa și că v-ați folosit de oamenii din jurul vostru ca voi să puteți evolua și să creșteți, atenție că aceste lucruri se vor întoarce împotriva voastră, pentru că nimic nu rămâne neachitat. Pe cât posibil, încercați să vă asumați aceste lucruri, să le recunoașteți. Ok, ați greșit, fiecare dintre noi greșim, nu este un capăt de țară, dar măcar încercați să vă asumați de această dată, să fiți mult mai transparenți și să învățați din această lecție, astfel încât pe viitor să nu se mai repete astfel de situații și să puteți căpăta credibilitatea și încrederea celor din jurul vostru. Pot apărea oportunități pentru cei dintre voi care nu vă aflați în relații de cuplu, pot apărea oportunități în sfera aceasta a relațiilor de lungă durată. Poate veți reuși să cunoașteți pe cineva într-un context de prieten, poate veți fi invitați la anumite evenimente mondene. Ei bine, se pot crea contexte de așa natură prin intermediul cărora să căpătați, să zic așa, un interes față de o anumită persoană de sex opus cu care să legați o comunicare, un flirt în primă fază, da, care să ducă ulterior către ceva mai serios, bineînțeles, dacă vă doriți acest lucru. Pentru cei dintre voi care vă aflați în relații de lungă durată, pot exista contexte de a vă repara anumite greșeli, de a remedia anumite situații din viața voastră, de a aduce o ordine și o structură în modul în care funcționează cuplul din care faceți parte. Este un moment bun în care să fiți mai asumat, mai să căpătați un anumit grad de maturitate și de implicare emoțională în relația din care faceți parte, să deveniți ceva mai transparenți în modul în care comunicați, în care vă comunicați emoțiile, trăirile, gândurile și intențiile. Deci, un început de lună destul de tumultos, dragilor, vă invit să acordați atenție și să încercați pe cât posibil să stabilizați toate aceste energii, mai ales că în intervalul 8-9 august luna vă va tranzita semnul zodiacal. Despre mijlocul lunii, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți deveni ceva mai emotivi, mai irascibili poate, da, mai sensibili.
Și mai mult decât atât, pe data de 8 august are loc apogeul portalului zodiei Leu, care se deschide în intervalul 23 iulie 12 august. Prin urmare, este o perioadă extrem de importantă din lună pentru voi și vă sfătuiesc să acordați o atenție deosebită acestor două zile în care luna vă tranzitează semnul zodiacal, 8-9 august, pentru că energia extrem de puternică a acestui portal vă va impulsiona să vă găsiți odată direcția în propria voastră existență. Pentru că vorbim de leu, leul este guvernat de soare, soarele vine și luminează, aduce, da, practic, la suprafață din nou acele chestiuni pe care voi le-ați băgat sub preș. Orice, de la anumite minciuni, anumite chestii ascunse, până la anumite lucruri pe care vi le-ați reprimat chiar vouă înșivă, da, ați amânat poate multe lucruri în viața voastră, poate de la a vă schimba jobul până la a pune punct unei relații amoroase sau de la a comunica partenerului de cuplu sau de afaceri toate acele lucruri care vă apasă, vă nemulțumesc, vă frustrează, da? Ați preferat să fie să înăbușiți toate aceste lucruri și să vă refugiați în chestiuni mai puțin morale, dacă pot să le zic așa, sau mai puțin benefice sănătății voastre sau a bunăstării voastre, da, decât să vă asumați și să comunicați clar, sincer și răspicat ce anume vă nemulțumește. Așadar, intervalul 8-9 august pentru voi este din nou un interval delicat în care se va face această tranziție între modul acesta ascuns, interesat și cumva nesincer la următoarea etapă din viața voastră, la un nou nivel de evoluție din viața voastră. Pot exista anumite conflicte, pot exista anumite rupturi, pot exista anumite situații care să vă destabilizeze atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere psihic. Va fi această fluctuație, această oscilare între bine și mai puțin bine, între sinceritate și neasumare. Deci va exista această balanță care se va tot înclina până când voi veți găsi punctul de mijloc, până când vă veți centra și vă veți asuma atât greșelile pe care le-ați făcut, da? Cât și dorința de a vă îndrepta toate aceste lucruri. Deci de voi depinde cum veți gestiona toată această perioadă destul de intensă pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur, pentru că va încerca să vă aducă așa pe o linie de plutire. Va încerca să vă dea o direcție mai clară și mult mai onestă, mult mai consistentă, da, în viața voastră de zi cu zi. Raportarea pe care o veți avea la ideea de parteneriat se va schimba și cumva toate aceste întâmplări care pot avea loc, aceste întâmplări bruște, sunt menite să vă trezească la realitate, să vă scoată puțin din acea bulă în care v-ați băgat, doar pentru a vă crea un confort aparent. Așa că înarmați-vă cu răbdare și cu încredere că lucrurile, indiferent cum par sau cum vor părea ele în viitorul imediat apropiat, sunt înspre binele vostru suprem, dar și al celor din jurul vostru. Deci, asumare, dragii mei. Cuvântul cheie al lunii august pentru voi. Iar finalul de lună poate fi într-un soi de tensiune, da? Deși se reglează cumva din punct de vedere al imaginii sau al tensiunilor care pot apărea între planul vostru personal și cel socioprofesional, dar se pot crea animozități legate de parteneriate amoroase sau profesionale cu partea feminină.
Da, fie pentru domni cu partenerele de cuplu, fie tot pentru domni cu partenerele de afaceri sau pentru doamne în relațiile de afaceri sau de relațiile profesionale cu doamnele, colegele, superioarele sau subalternele voastre. Deci se pot crea anumite animozități pe final de lună în acest segment al vieții. Trebuie atenție, trebuie răbdare, trebuie respect. Trebuie partea aceasta de toleranță, da? Aveți nevoie să deveniți mai toleranți, să lăsați puțin dorința asta de răzbunare, de a plăti cu aceeași monedă, pentru că toate astea, la cum sunt acum, la cum sunt energiile în prezent, se întorc către noi într-un ritm alert și se întorc mult mai intense decât cele pe care noi le-am dat mai departe. Deci trebuie atenție, pentru că acest lucru vă poate impacta inclusiv, vă poate influența planul financiar. Deci poate exista în viața voastră un noroc, o șansă să obțineți poate un bonus financiar, un câștig rapid, dar acesta să fie, nu știu, poate obturat sau poate nu veți reuși să vă bucurați la maximum sau să profitați la maximum de el, pentru că relația cu partea aceasta feminină din viața voastră este una tensionată, încrâncenată, iar acest lucru vă va influența inclusiv planul acesta financiar. Deci încercați pe cât posibil să vă redresați, încercați să vă canalizați energia într-un sens benefic, într-un sens constructiv și, dragilor, onest, sincer, reveniți-vă, ieșiți un pic din pânza asta de păianjen pe care v-ați construit-o, rețeaua asta de minciuni și de scenarii, da, în care poate ați funcționat atâta timp, pentru cei dintre voi care, bineînțeles, vă știți în acest tipar și încercați să înțelegeți că gata, a venit momentul să schimbați acest lucru în viața voastră și să încetați cu aceste chestiuni, pentru că ele sunt de vibrație joasă și nu au cum să vă ajute să progresați, da? Deci vă țin acolo într-un loc destul de derizoriu. Așadar, o lună intensă pentru voi, dragii mei. Am rugămintea să fiți cu băgare de seamă, să încercați să acordați atenție tuturor acestor evenimente din viața voastră și să încercați să scoateți capul din pământ, să nu faceți ca struțul, da, când vin către voi toate aceste posibile întâmplări, situații, și să ridicați capul, să puneți pieptul înainte și să vă asumați cu demnitate tot ceea ce poate n-ați făcut așa cum ar trebui și să învățați, bineînțeles, din aceste lucruri, astfel încât să nu le mai repetați. Bun, dragilor, acestea sunt mesajele din punct de vedere astrologic pentru toți și dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur în luna august. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am selectat cărțile care ne ajută și ne indică să ne ridicăm vibrația. Iar voi, dragii mei, chiar aveți nevoie de acest lucru. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acest oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur. Deja au ieșit două cărți. Oh, a ieșit și a treia. Perfect. Așa. Ok. Da. Foarte frumoase mesajele. Primul card vă îndeamnă să fiți recunoscători pentru planeta Pământ, pentru Pământ în general, pentru ce ne oferă el. Voi sunteți în semn de Pământ, deci sunteți conectați, aveți nevoie în luna august, poate pentru cei dintre voi care rezonați cu partea aceasta de meditație, să practicați aceste meditații de împământare, da? Astfel încât să puteți să fiți mai ancorați în planul acesta concret al vieții, care să vă aducă obiectivitatea de care aveți nevoie pentru a remedia situațiile, posibilele situații tensionate din luna august. Încercați să fiți recunoscători pentru tot ceea ce se află în viața voastră, chiar dacă vă doriți mai mult, chiar dacă simțiți că aveți anumite lipsuri din punct de vedere material, încercați în fiecare zi să mulțumiți și să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, să nu mai aveți atenție doar pe ceea ce nu aveți, ci din contră să vă comutați atenția pe ceea ce aveți. Și în felul acesta veți reuși să înmulțiți ceea ce există deja în viața voastră și să aduceți abundența și prosperitatea în acest plan al vieții. Cel de-al doilea mesaj vă spune așa, că dăruirea vă unește cu infinitul.
ca acest lucru să se întâmple, aveți nevoie să vă deschideți și să vă accesați partea de sinceritate, da? Să vă deschideți inimile astfel încât partea de dăruire să poată ieși la suprafață, să învățați să fiți mai darnici, să învățați să fiți dezinteresați, să fiți mai empatici, mai altruiști, să-i ajutați pe cei din jurul vostru fără a aștepta ceva în schimb. Iar în felul acesta vă veți uni cu posibilitățile infinite care se creionează în jurul vostru. Iar cel de-al treilea card vă spune sau vă îndeamnă să vă rechemați puterea, dragilor. Să reintrați în puterea voastră. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să deveniți asumați, să recunoașteți ce aveți de recunoscut, atât în fața voastră, cât și în fața celor din jur, dacă este cazul, da? Și în felul acesta, prin asumarea responsabilităților și prin asumarea propriilor fapte, veți intra în contact cu puterea voastră interioară. Dragilor, niște mesaje foarte frumoase și puternice, sper din suflet să vă ghideze și să țineți cont de ele în luna august. Acestea au fost mesajele pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu Zodia Taur. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă invit să mă ajutați cu o apreciere și o distribuire a acestui video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Dragilor, vă doresc ca această lună să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!